Este astăzi vreau să vorbim despre cum am reușit să fac porumbeii să zboare mult mai mult decât se întâmpla anul trecut. Acum la zbor sunt femelele și zboară de, cred că mai bine de o oră. Oricum nu o să le las să zboare mai mult de un timp bine definit. Astăzi, cel puțin pentru programul de ziua de azi, au o oră și 10 minute. Bă, că încă e ok, îi și răcoare afară. Dar pe lângă asta, ca să nu ne încurcăm, să vă arăt și în alte episoade, vreau să vă arăt pas cu pas cum am făcut pentru a învăța porumbeii să nu mai am probleme cu ei, să nu se mai lase pe casele înalte, cum sunt în dreapta și aici în stânga. Am avut mari probleme și în anii trecuți nici cu steagul, nici cu nimic n-am funcționat, cu absolut nimic. Adică să mai iau, să le sperii până n-am făcut anumiți pași. O să vi prezint în câteva materiale, pas cu pas, fiecare. O să dureze ceva, pentru că lucrurile ăștia le-am învățat într-un an și ceva și le-am pus în practică în câteva săptămâni. Și văd că funcționează și dacă funcționează, măcar pot să vă spun dintr-o certitudine și nu o presupunere. Hai să vedem primul pas care l-am făcut. Ia uite, încă zboară femeile, e ok. Vreau să încep cu primul pas. În crescătoria care o vedeți în față, în urmă cu circa 2 ani de zile, am constatat că atunci când am dat, aici țineam puii, chiar aici crescătoria asta, și am constatat că atunci când dădeam drumul la pui și mă luam după ei să zboare, cel puțin în prima fază, au învățat să se lase pe casa de sus, unde vedeți și acei porumbei sălbatici, guguștiuți sau cum se numesc în diferite zone. Și nu am mai reușit să-i dezvăț, acolo se lăsau și maturii, mă luam după ei, am încercat cu steaguri, cu bidoane, cu cutii, cu doze de bere, cu tot felul de gălăgii și nu reușeam să-i fac să nu se mai lase acolo. Am studiat foarte mult în următorul an, n-am găsit nimic, pentru că m-am uitat și la crescătorii mari și nimeni nu spune absolut nimic, pentru că face parte din joc și cine învață aceste deprinderi cu siguranță va avea ceva șanse în plus. Și în următorul an, dintr-o întâmplare, sau ca să zic, nu era programat să fac o operațiune, am luat decizia să las pui să iasă singuri afară și să nu mai au absolut deloc după ei până nu încep să zboare singuri la stol. Și vreau să vă spun că puii au stat pe acoperișul ăsta de aici, de unde ieșeau, din gaura aia de acolo ieșeau și stăteau pe acoperiș și au stat, cred că 2 săptămâni, nu zburau, făceau câte o tură și se lăsau tot acolo. Și după aia am ajuns la concluzia că dacă ei prind încredere într-un loc unde să se lase, să aterizeze și unde staționează mult timp, tot acolo vor coborâ. Și nu am mai avut probleme, cel puțin tot anul. Și când veneau de la etapă, de la tot, se lăsau acolo. După aia am zis că trebuie să replic chestia asta și cu maturii. Și vreau să vă arăt care e primul pas care l-am făcut, să învăț maturii să se lase într-un singur loc. Hai să vedem ce am făcut prima oară. Haideți să vă spun și primul pas care l-am făcut. După cum observați, tot timpul am probleme aici cu porumbei ăștia sălbatici, cu ciuruci ăștia, guțani, hauși, cum vreți să le ziceți sau cum le spuneți în zona voastră. Și cum v-am spus încă de la început, porumbeii se lăsau ori acolo, ori mi se lăsau pe clădirea asta la vecinul meu ăsta înaltă, pentru că și acum ați văzut, a plecat un porumbel, tot timpul există când e un porumbel sălbatic acolo. Și atunci m-am gândit să fac niște lucruri progresiv și să învăț porumbeii să-mi coboare exact aici, așa cum s-a întâmplat și la, exact ca și cum s-a întâmplat la crescătoria de pui acolo, unde datorită faptului că încă de la început nu m-am luat după ei, s-au obișnuit să coboare undeva, tot timpul au coborât numai acolo, n-am mai coborât pe casă. Și pentru asta am vrut să reproduc chestia aia aici la crescătoria asta. Bun, primul lucru care am vrut să-l fac, ținând cont că porumbeii le-am dat drumul când aveau ouă, am spus în felul următor: porumbei, în primul rând, nu trebuie să aibă nevoie urgentă să intre înăuntru. Da? Nevoie urgentă însemnând foame, sete sau pur și simplu datoria lor de părinți să stea pe cuib. Și în felul ăsta m-am gândit că singura posibilitate este să-i scot afară pe sexe. Da? În momentul dimineața scoteam masculii și pur și simplu îi scoteam afară. Nu le-am făcut absolut nimic, am scos afară pentru timp de o oră jumate, cât vreau eu să zboare, și o oră jumate nu le-am făcut absolut nimic decât le-am închis această trapă, să nu poată să intre înăuntru. Bun, după ce au trecut câteva zile bune, nu mai știu, cred că o săptămână, când ei tot plecau, zburau, veneau înapoi, încercau să intre, vedeau că nu poate să intre și s-au obișnuit săptămâna aia să stea un timp afară, adică să știe, bă, când stă afară, stă afară. Bun. După aia am încercat să trec la... Asta am făcut cu masculii și după amiaza făceam cu femelele, tot așa, 2 ore să stea
să stea afară și să nu poată să intre înăuntru. Adică ele să se învețe, bă, când suntem afară, o oră jumate, n-are rost să ne chinuim, câteodată am uitat și două ore. N-are rost să ne chinuim să intrăm înăuntru, că nu merge. Să-și facă o deprindere. În timpul ăsta ei toți se speriau, plecau, iar veneau, dar ce era îmbucurător, că o mare parte se lăsau aici pe crescătorie, da? Pentru că nu m-am luat, am făcut exact ca la pui, nu m-am luat după ele în prima fază. Și o mică parte se lăsau pe casă, o mică parte. A fost un pas foarte mare față de anul precedent, când le dădeam drum afară, mă luam după ei cu steagul să zboare, se lăsau acolo. O să ajungem și în punctul ăla. După ce a trecut o săptămână și ceva, am zis că prima operațiune care vreau să o fac este să învăț, le-am dat drumul mai flămânz afară, da? Flămânz, adică încât să vină la un semnal, la fluierat. Și le dădeam drumul afară și aveam pregătit aici, uitați că chiar este și aici, să vedem, o cutie cu alune, da? Și tot timpul, vreau să o pun bine să nu plouă în ea. O să vă arăt eu toată operațiunea ce am făcut aici, că sunt mai mulți pași, sunt mult mai mulți pași care am făcut. Și hai să reproducem exact ce am făcut. Și fiind ei rupți de foame, îi fluieram și le puneam alune să coboare aici. Ce am observat, că o parte cobora, o parte nu, se speriau, pentru că trebuia de pe marginea aia să zboare aici pe o suprafață mică și nu făceau lucrul ăla. Iar îi speriam eu, că ei nu zburau mult la început. Iar îi fluieram, îi chemam să vină. Îmbucurător era că se lăsau aici, că au învățat deprinderea cu alunele, să vină la alune. Am făcut lucrul ăsta de mai multe ori și am zis să am o problemă foarte mare, pentru că, în primul rând, ca să poți să sperii porumbeii de undeva să zboare, trebuie să înveți să se lase numai într-un loc. Și cu cât se învață într-un loc, ei își fac deprinderi, se lasă toți în locul respectiv și atunci pot fi speriați mult mai bine încât să zboare și să aibă tendința să se lase tot în locul ăla. Am văzut că nu funcționează lucrurile. Am făcut o trapă. Ia uite-o cât e de mare. Da? Am făcut așa o trapă de asta dintr-un tego cu niște lemne și poate să mă întrebați ce e cu cauciucul. Vă spun imediat ce e și cu cauciucul. Și puneam trapa asta cu un suport sub și le puneam alunei. Și vreau să vă spun că s-a schimbat totul la 180 de grade. Porumbeii încă, după ce speriam, coborau imediat aici, fiind flămânzi și le dădeam alune, coborau imediat pe trapă. Și din ce vedeți, am improvizat cu o balama, e pus aici, și când porumbeii vreau să coboare, puneam trapa, le puneam mâncare pe ea și porumbeii s-au învățat de fiecare dată să coboare pe trapă. Dar de fiecare dată, v-am spus, nevoia de a coborâ era că una la mână le-am dat drumul flămânz, aveau nevoie de mâncare, dar în același timp nu aveau nevoia să cuibărească. Tot separat am dat drumul la mascul și femeile. V-am spus, e ceva de muncă. Dacă cineva crede că lucrurile astea sunt așa ușoare, să știți că nu sunt ușoare. După ce am învățat porumbeii să se lase, au avut curaj foarte mare să se lase pe trapa asta ce vă arăt aici, fiind din tego, nu mi-am dat seama, alunecau și se speriau unii dintre ei și fugeau iară. Și atunci am pus eu o bucată de cauciuc provizoriu. V-am spus și crescătoria asta ce am făcut-o și totul e provizoriu, pentru că în momentul când o să văd ce funcționează cel mai bine, o să fac una exact pe ceea ce fac eu și pe tehnica care o fac eu, să fie potrivită perfect. Momentan sunt numai teste și o să vă arăt că am fost mult mai multe teste până să ajung să zboare porumbeii bine. Am pus chestia asta antiderapantă și lucrurile s-au îmbunătățit și mai bine. Porumbeii coborau, îi speriam, coborau jos, îi speriam ușor, nu să zboare. Pur și simplu m-a interesat că ei să plece în aer și să repet operațiunea asta de foame, să vină pe trapă, mâncau una a doua lună, îi lăsam în pace, iar îi mai speriam, iar coborau. Și vreau să vă spun că după un anumit timp numai pe trapă coborau, sau cel puțin o mare parte, cei mai sperioși care ar fi coborât pe casă, uite și acum sunt guțani de ăștia, am plin de guțani aici, sunt sute. Și cei care coborau pe casă, nu mai coborau pe casă, pentru că marele grup de porumbei coborau aici și ei se luau după ei. Și a fost foarte ușor ca ei să învețe să coboare pe trapă. După ce s-au învățat să coboare pe trapă, am zis că e un pas foarte bun și am luat hotărârea să trec la următorul pas. Deci primul pas este, credeți-mă, să învățați porumbei să coboare doar într-un loc.
pe o trapă cât se poate de mare. Dacă mi-aș fi fermit și aș fi avut o suprafață mai mare aici, v-am spus, totul improvizat, dar dacă aș fi avut, aș fi făcut o trapă și mai mare, ca să coboare mai cu curaj acolo și tot timpul ei să fie tentați. O să mă întrebați cât timp durează să-și facă deprindele ăștia, păi credeți-mă, undeva între 7 și 10 zile, dacă ei coboară tot pe trapă, ei o să învețe lucrul ăla și o să vedeți că nu se mai lasă în altă parte. La mine nu s-au lăsat și tentațiile, v-am spus, de 2 ani numai asta am pățit și cu puii și cu tot. Bun, asta e primul pas. Primul pas, ca dacă e să rămâneți după acest material cu ceva, este pur și simplu să învățați porumbeii să-și facă deprinderea să coboare doar într-un singur loc și cât mai aproape de intrare, dar în același timp ei să știe că pentru o perioadă lungă de timp, adică cât vreți să-i țineți afară, nu au cum să intre. Deci primul pas, în prima săptămână și ceva, le-am dat drumul la porumbei afară și nu i-am lăsat să intre pentru o oră jumate înăuntru sau chiar două, câte dimineața masculii, ca să nu fie nevoia aia nebună să se ducă pe ouă la clocit, și după amiază, după ce se schimbau, am dat drumul la femele. Da? Și tot așa le lăsam și după aia treptat am băgat foamea în ei puțin. Am băgat foamea în ei puțin și am început să-i învăț să coboare aici, unde v-am pus acum lunele, n-am reușit și când am pus trapa a fost o mare mirare. O să mă întrebați de ce e culisantă trapa, pentru că vreau să vă arăt imediat că în momentul când ridic trapa, porumbeii de sus văd și când e trapa acolo, e semnalul că ei trebuie să coboare. Da? O să vedeți când ajungem în ultimul material, cum facem ca să le dăm un semnal că totul e ok și poate să coboare fără să fluierăm, fără să facem nimic. Dar până atunci ăsta e primul pas, în momentul când ați învățat porumbei, pui, ce aveți, orice să coboare doar într-un singur loc și să prindă încredere acolo, cu siguranță că ei nu vor, mare parte vor coboare acolo și va fi mult mai ușor să faceți următorii pași care vi spun. Dacă vreți să vedeți celelalte materiale, eu n-am cum să vă anunț când le postez, pur și simplu dați abonare și apăsați clopoțelul, YouTube-ul vă va anunța când pun și următorul material. Hai să vedem cum intră femelele, da? Hai să vedem cum intră femelele fără să facem absolut nimic, fără să le chemăm, fără nimic, după ce le dăm semnalul că poate să intre înăuntru. Hai să vedem. Le dăm semnalul că poate să coboare. Auziți-le acum? Le auziți? Au mai zburat undeva la vreo 8 minute, ceea ce este bine, dar le-am dat semnalul că poate să intre, să vă prezint în materiale video ce vor urma cum dăm semnalul. Și important e ca ele să intre urgent înăuntru, fără să le chemăm, fără nimic. Ia uitați! Ia uitați! Țac, pac! Hai, fetele, hai! Nu le-am chemat, nu le-am făcut nimic. Și au intrat glonț înăuntru, pentru că ăsta e scopul. Când se lasă jos glonț, ele trebuie să intre înăuntru și asta o să vedeți că și intrarea asta înăuntru o să vi o prezint exact cum am făcut-o. Eu sunt 1000 de modalități, 2000, 5000, sunt 5000 de modalități. Eu vă arăt cum am făcut eu și cum a funcționat. Pentru că toate lucrurile, deși mulți dintre voi credeți că se fac în 5 minute, nu, lucrurile se fac progresiv și durează foarte mult timp. Până porumbeii își fac niște deprinderi. Este exact ca și dresajul câinilor, exact ca și procesul de învățare a lui unui om, că ia câțiva ani să învețe alfabetul, litere, să scrie, să spună povești, să... Toate durează, nu merge nimic peste noapte. Cine crede că poate să facă rezultate peste noapte sau să facă ceva, îi recomand să abandoneze, pentru că nu se poate întâmpla să faci rezultate bune sau constant bune, nu un rezultat și atât, să te menții tot timpul în top, cum fac crescătorii mari ai lumii și ai țării. Vă spun că ei au făcut toate lucrurile astea cu perseverență și în timp. Ok, cam asta e despre materialul de astăzi, primul pas, și o să urmeze alți pași mai importanți. Trebuie doar să aveți răbdare și să fiți conștienți că lucrurile astea se fac, încă o dată vă spun, în timp și nu se fac peste noapte. Dar atâta timp cât nu cunoașteți pașii, nu o să faceți nici măcar în timp, nici în 2 ani, nici în 5 ani, nici în 10 ani. Da? Am mai văzut unii grăbiți care, dar nu ne spui foarte repede cum să facem. Păi, unii poate învață 20 de ani să afle la ăsta și toată lumea vrea în 5 minute. Ok, vă salut și toate cele bune!